Etape de lucru pentru instalarea noului R30. Prima dată demontăm capul M100. Vom scoate șina veche și vom monta nouul sistem de glisare. După cum observați, nu fac exact ca în manualul de instalare. Prefer să gândesc în stil propriu ca lucrurile să fie cât mai simple pentru voi și pentru mine, bineînțeles. Vechiul M100 intră pe noua șină de lichidare. Examinând modelele M100, observăm că unele au acest șurub negru. În plus, pentru ghidare, șurub care vom fi nevoiți să-l scoatem. Va intra fără problemă pe șină. Când strângem șurubul, rămâne fix. Putem face alinierea chiar la nivelul mesei de lucru. Montăm cablul de legătură la modulul R30. Atenție, nu trebuie deșurubat prea mult, deoarece filetul interior este foarte mic. Facem legătura în modulul electronic pe care îl vom prinde de motor cu două coliere de plastic mai lungi.
Strângând puternic, vom avea o fixare rigidă. Montăm și al doilea colier de plastic. Acum sistemul va fi foarte fix. Sursa electrică folosită. Cuplăm mufa de alimentare și o legăm de gaura de sus a carului laser. Legăm la un loc toate cablurile și apoi finisăm tăind surplusul de la colierele de plastic. Scoaterea capului laser R30 se face ușor, iar montarea lui M100 se face la fel de ușor.
și trecerea de la M100 la R30 se face la fel de rapid. Perfect. Vom trece la ajustarea poziției Home. Proiectul îl veți găsi la descriere. Folosim o foaie de hârtie albă poziționată pe masa de lucru, prinsă cu magneți. Reglăm focalizarea. Montăm ca și în desen bucata de acril. O poziționăm cu magneți, ca să nu se miște din cauza aerului. Verificăm poziționarea și apoi schimbăm pentru layerul acrilic. Dăm start și așteptăm să se taie bucățile de acril.
Vom opri alimentarea cu energie electrică, scoatem capul M100 vedeți, aerul a fost mai puțin de jumătate. Și vom deșuruba șurubul ce apasă pe întrerupătorul limită. Ne vom folosi și de alt șurub, un M5 de 30 de milimetri, pentru a stabiliza elementele tăiate. Prima dată punem bucățelele mai mari și apoi celelalte mai mici. Pe partea cealaltă folosim o piuliță la șurubul M5. Montăm acum M30-ul și verificăm dacă ajunge în punctul 00. Fără să se lovească de margini. Dacă nu vedeți indicațiile de pe ecran, treceți la o calitate mai bună a proiecției din setările filmării. Perfect. Avem Home 00. Vom merge și vom modifica dolarul 131 la 390 de milimetri.
iar din setările device-ului iarăși vom modifica 390 de mm. Folosind fereastra Move, vom putea verifica limitele mesei de lucru. Vedeți, am mers pe X până la 400, iar pe Y vom merge până la 390 de milimetri. Avem 00 Home Position. Reglajul înălțimii pentru masa de lucru. Deci totul este în regulă acum. Să nu uitați să vă abonați la canal. Vă mulțumesc!